Bună seara și bine v-am regăsit la știri. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Anul trecut a fost cel mai greu din ultimii 30 pentru apicultori. Prețul mierii a crescut și cu 10 lei față de anul trecut. Iar dacă în 2014 apicultorii hunedoreni au reușit să exporte aproximativ 40 de tone de miere, deocamdată nu mai au ce să dea străinilor. Natalitatea este în creștere în județul nostru comparativ cu anul 2013, se arată într-un comunicat al Direcției Județene de Statistică Hunedoara. Numărul nou-născuților în luna decembrie anului trecut este de 276, cu 24 mai mulți decât în aceeași lună a anului 2013. Formarea inițială VET cu ajutorul mobilității europene pentru tineri și informaticieni și dezvoltarea abilității de a socializa predarea și învățarea noilor perspective prin împărtășire sunt alte două proiecte Erasmus derulate la Colegiul Național Sabin Drăgoi din Deva. O nouă activitate cultural-educativă a fost organizată astăzi de Biblioteca Județeană Ovid Densu și Anu Hunedoara Deva pentru elevii de liceu din reședința de județ, cu ocazia împlinirii a 230 de ani de la martiriul lui Horea și Cloșca, conducători ai răscoalei din 1784. Echipa de fotbal în sală, Auto Bergamo Deva, va da în sferturile de finală ale Cupei României peste echipa secundă a City a Târgu Mureș, unul dintre cei mai accesibili adversari. Despre toate acestea vorbim chiar acum în jurnal. Natalitatea este în creștere în județul nostru comparativ cu anul 2013, se arată într-un comunicat al Direcției Județene de Statistică Hunedoara. Numărul nou-născuților în luna decembrie anului trecut este de 276, cu 24 mai mulți decât în aceeași lună a anului 2013. Cifrele sunt îmbucurătoare dacă e să ne referim la sporul natural al județului, care din 1991 se menține negativ. Mai exact de 24 de ani, județul Hunedoara pierde anual circa 2500 de locuitori. În timp ce numărul pensionarilor este în creștere, tot mai mulți tineri aleg drumul străinătății. Acest fenomen nu are loc doar la oraș, ci și la sat. Se observă acest nivel al indicatorului scăzut în comunele care au un grad de îmbătrânire ridicat a populației. Comune mici și care au fost depopulate prin faptul că tinerii, neavând posibilități ca să își desfășoare activitatea negăsind locuri de muncă, au migrat spre alte zone sau în alte țări. Comuna Cerbăl este un astfel de exemplu. Un singur copil a venit pe lume aici, 2013, în timp ce anul trecut s-au născut doi. De vină pentru acest decalaj este lipsa locurilor de muncă, ce împinge tinerii comunei spre orașele Hunedoara și Deva sau chiar peste Hotare. Comuna este îmbătrânită, asta e unul dintre motive. Tineretul pleacă din zonă, se stabilește cu mutația ori în municipiu, ori în altă parte unde găsesc câte o slujbă unde să-și câștige pâinea de zi cu zi. Și totuși avem și comune în care numărul nou-născuților este peste medie. Mai exact, în comuna Râu de Mori s-a înregistrat 9,2 nașteri la 1000 de locuitori, ceea ce face din țara Hațegului cea mai fertilă zonă din județ. Comuna, în marea majoritate a satelor, încă nu este, să zic așa, cu o populație îmbătrânită. Există și tineret și asta este explicația, iar ca să vă spun așa, în fiecare an înregistrăm număr mare de căsătorii anual. Ori faptul că avem multe căsătorii o dovedește faptul că avem și, să zic, copii naște. Specialiștii în demografie avertizează că România va ajunge în 2030 la 17,7 milioane de locuitori. Mai concret, numărul copiilor se va înjumătăți, în timp ce pensionarii se vor dubla. Anul 2014 și-a pus amprenta pe apicultură, având în vedere că a fost cel mai greu an din ultimii 30. Prețul mierii a crescut și cu 10 lei față de anul trecut, iar dacă în 2014 apicultorii hunedoreni au reușit să exporte aproximativ 40 de tone de miere, deocamdată nu mai au ce să dea străinilor până la o nouă producție. Anul trecut a fost cel mai greu din ultimii 30 pentru apicultori, lucrul ce se simte și în buzunarele cumpărătorilor, nu doar în apicultorilor, deoarece prețul la miere a crescut simțitor. Dacă anul trecut un kilogram de miere polifloră costa 16 lei, acum este 22 de lei. La fel este și în cazul mierii de salcăm, doar că aici prețul a ajuns de la 24 la 33 de lei. Puțină miere mai este pe piață la ora asta,
A fost puțină anul trecut și la ora asta putem spune că e foarte puțină. Am fost nevoiți să urcăm puțin prețurile cât se poate, așa ca să rezistăm și noi și să poată și cumpărătorul să plătească kilogramul ăla de miere. Până în luna mai, când va apărea primul salcâm, la sfârșitul mai, mai avem ceva miere, nu prea multă, și ne descurcăm cu ce avem. Desigur, prețurile probabil că vor mai crește, pentru că nu este miere și atunci cel care ți-o vinde încearcă să obțină un preț mai mare și noi la rândul nostru dăm la clienți. Dacă în anii trecuți apicultorii hunedoreni exportau miere, se pare că anul acesta nu vor mai putea face același lucru, cel puțin până la o nouă producție. Anul ăsta nu mai avem ce trimite până la noua producție, din păcate. În fiecare an aveam primăvara de trimis încă în jur de 20-40 de tone de miere la schimb intracomunitar, în primul rând. Anul ăsta putem spune că n-avem deloc. Ce să trimitem? Și anul trecut am trimis foarte puțin. Din păcate, unele familii de albine nu au reușit să treacă cu bine de această iarnă. Familiile de albine sunt foarte slabe, cele care vor ieși din iarnă. Multe au murit deja, începând din toamnă, iarnă, și probabil că până în luna aprilie, când putem spune că am ieșit cu ele din perioada asta de iarnă, vor mai fi probleme. Acum, apicultorii vor face ce se poate face. Vorbim de hrăniri, neapărat să dea mâncare la albine, să facă tratamente, probabil că chiar de luna viitoare pot începe, dacă e nevoie. Și să sperăm. Asta e speranța noastră, că va fi un an mai bun. Și de obicei, când anii sunt buni, nu sunt familii, nu este albină. Va trebui să unificăm familiile, să mergem cu familii mult mai puternice la culesuri mai mici, de durată mai mică. Deci trebuie să gândim o nouă strategie de a rezista condițiilor. No, dacă tot așa va continua situația asta cu clima și cu flora și așa mai departe. Apicultorii hunedoreni speră ca în acest an natura să fie mai blândă cu ei și cu albinele, pentru că flora și clima s-au schimbat, iar aceștia vor trebui să se adapteze. Senatorii au adoptat ieri propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolelor 55 și 158 din legea privind sistemul unitar de pensii publice. Astfel, persoanele care au desfășurat activități în grupa întâi de muncă pe o perioadă mai mică de 6 ani vor beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare. Prin intrarea în vigoare a legii numărul 380 pe 2013 pentru modificarea și completarea legii numărul 263 pe 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, s-a reglementat încadrarea în condiții speciale a activităților desfășurate anterior datei de 1 ianuarie 2001 în grupa 1 de muncă, ceea ce a condus la reducerea corespunzătoare a vârstei standard de pensionare, dar numai pentru persoanele care au lucrat în aceste condiții cel puțin 6 ani. Articolul 55 din legea numărul 263 pe 2010 privind sistemul unitar de pensii publice se modifică după cum urmează. În situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa 1 de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum și în situația celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în alte condiții de muncă prevăzute la articolul 29 aliniatul 2 și în condiții speciale prevăzute la articolul 30 aliniatul 1. După aliniatul 1 al articolului 158 din legea numărul 263 pe 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, se introduce un nou aliniat cu următorul cuprins. La stabilirea stagiului de cotizare realizat în condiții deosebite sunt luate în calcul în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare și perioadele de vechime în muncă mai mici de 2 ani realizate în grupa 1 de muncă și grupa 2 de muncă până la data de 1 aprilie 2001, cu excepția celor realizate în activități care, conform prevederilor articolul 30 aliniatul 1, sunt încadrate în condiții speciale. Proiectul Acces Direct în SPO derulat de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă Hunedoara și Alba în parteneriat cu asociație privată a ajuns la final. Proiectul vine în sprijinul angajatorilor și șomerilor, dar în același timp ușurează și munca funcționarilor publici din cele două agenții. Perioada de implementare a proiectului a fost de 36 de luni, însă chiar dacă a ajuns la final, acum va începe să intre cu adevărat pe piață și să se dezvolte. Portalul a fost gândit în special pentru șomerii înregistrați în bazele de date ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Astfel, în momentul în care aceștia își vor depune dosarele de șomaj, ei vor fi informați cu privire la acest portal, unde pot să se înregistreze și să afle în timp record care sunt locurile de muncă disponibile.
ce poate face un șomer în cadrul acestui portal, poate să-și facă un CV, o scrisoare de intenție și în momentul în care este activ, el primește automat locurile de muncă care apar din partea agenților economici și poate aplica printr-un simplu click pentru acel post. Totul este transparent, în sensul că este electronic, nu poate fi controlat de forța sau de intenția umană. Toți au șanse egale de a accesa la un post, rămânând doar în intenția agentului economic să selecteze pe cine crede el de cuvință în funcție de ceea ce primește ca și CV-uri. Urmând chiar selecția să se facă online. Nu doar șomerii sunt cei care au avantaje dacă se înregistrează pe acest portal, ci și angajatorii. Aceștia pot avea acces la toată baza de date cu șomerii înregistrați în cele două agenții din județele Hunedoara și Alba. Pot să-și depună locurile de muncă online, pot să recruteze personal online și să colaboreze cu funcționarii publici din cadrul AJOFM în timp real. Implementarea acestui proiect vine cu beneficii și pentru funcționarii publici. Parte din timpul pe care îl alocau pentru a lua legătura cu aceste persoane în căutarea unui loc de muncă și cu angajatorii este pur și simplu degrevat prin faptul că o mare parte dintre activități se pot desfășura pe portal fără să fie necesară intervenția funcționarului public. Un alt avantaj pentru funcționarii publici este organizarea arhivei a documentelor care erau stocate la nivelul agențiilor și punctelor de lucru. Toate aceste documente au fost lăsate au fost organizate mult mai bine, ați văzut, sunt cutii, sunt organizate pe rafturi, toate se pot regăsi foarte ușor în baza de date. În perioada de implementare au fost deja scanate peste 380.000 de dosare de șomaj, iar pe portal au fost înregistrați peste 8.000 de șomeri și aproape 2.800 de angajatori din județele Hunedoara și Alba. Valoarea proiectului a fost de peste 22 de milioane de lei și a fost finanțat din fonduri europene. O nouă activitate cultural-educativă a fost organizată astăzi de Biblioteca Județeană Ovid Densu și Anu Hunedoara Deva pentru elevii de liceu din reședința de județ. Evenimentul a avut loc cu ocazia împlinirii a 230 de ani de la martiriul lui Horea și Cloșca, conducătorii ai răscoalei din 1784. Horea Cloșca și Crișana au devenit personaje emblematice pentru istoria românilor, eroi care au inspirat la rândul lor inițiativele și faptele altor mari personalități, cum ar fi Avram Iancu. În urmă cu 230 de ani, pe data de 28 februarie, pe dealul Furcilor din cetatea Alba Iulia au fost executați în mod sălbatic, prin tragere pe roată, doi dintre aceștia, respectiv Horea și Cloșca, care au sfârșit ca adevărați martiri. Faptele lor trebuie cunoscute de către toți românii și acesta este și motivul pentru care Biblioteca Județeană Ovid Densușanu a organizat astăzi un eveniment cultural-educativ în memoria acestora. Astăzi vom avea privilegiul de a afla lucruri interesante, unele inedite, despre acești eroi ai neamului de la deputatul istoric Joachim Lazăr, cel care poartă în suflet de o viață dragostea și respectul față de Horea Cloșca și Crișan. Noi, cei de la Biblioteca Județeană, suntem bucuroși că am putut organiza un asemenea eveniment pe măsura importanței acestei adevărate ore astrale a istoriei României, care este răscoala lui Horea Cloșca și Crișan. Elevii participanți la eveniment, care de altfel au umplut până la refuz sala mică a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, consideră că rămân cu mult mai multe informații în urma unor astfel de acțiuni. Aceste acțiuni ne ajută în dezvoltarea noastră educațională și pentru cultura generală. Învățăm mai multe decât școala și cât să le faci utile. Adică învățăm într-un mod foarte bun pentru noi, într-un mod amuzant și mult mai lejer. Pe baza prezentării făcute de către istoricul Joachim Lazăr, la finalul evenimentului, elevilor le-au fost adresate întrebări, iar cei care au răspuns corect au fost recompensați cu premii constând în cărți și diplome oferite de Biblioteca Județeană Ovid Densușanu Hunedoara Deva. Formare inițială VET cu ajutorul mobilității europene pentru tineri și informaticieni și dezvoltarea abilității de a socializa predarea și învățarea noilor perspective prin împărtășire. Sunt alte două proiecte Erasmus derulate la Colegiul Național Sabin Drăgoi din Deva. Aceasta este singura unitate de învățământ din județul Hunedoara care are în derulare trei proiecte Erasmus în același timp.
Ideea primului proiect, respectiv formare inițială VET cu ajutorul mobilității europene pentru tineri și informaticieni, s-a adresat elevilor din clasele 11 și 12 de la profilul matematică-informatică din cadrul Colegiului Național Sabin Drăgoi. 20 de tineri au petrecut 3 săptămâni în Portugalia, unde au făcut practică la două firme din orașul Barcelos. Astfel, aceștia au avut ocazia să-și îmbogățească abilitățile profesionale specificele unui specialist IT, dar și să dobândească competențe de antreprenoriat. Au avut module care au corespuns din curriculum de specialitate, iar în sub îndrumarea unor tutori de stagii au făcut practică, astfel încât cunoștințele dobândite la nivel de școală să fie aplicabile. Proiectul are o perioadă de desfășurare de 12 luni. Cel de-al doilea proiect Erasmus presupune parteneriate între școlile din 6 state europene și se adresează atât elevilor cât și profesorilor. Oferim posibilitatea elevilor și profesorilor de a face cunoștință cu celelalte sisteme de învățământ, de a participa la cursuri împreună cu elevii la care vor fi găzduiți, iar profesorii vor avea posibilitatea de a preda alături de profesorii din celelalte state. Prima mobilitate din cadrul proiectului s-a desfășurat în urmă cu 2 luni în Suedia, unde au participat câte 2 profesori din fiecare țară. Aici s-au stabilit criteriile de selecție, chestionarele și s-au pregătit activitățile care urmează să se desfășoare. Durata proiectului este de 36 de luni, timp în care vor avea loc activități extracurriculare în fiecare dintre școlile partenere din cele 6 state. Colegiul Național Sabin Drăgoi din Deva este singura unitate de învățământ din județul Hunedoara care are în derulare 3 proiecte Erasmus. Virozele respiratorii ale copilului fac parte din infecțiile căilor respiratorii inferioare și reprezintă o patologie foarte frecventă în cadrul bolilor copilului, având un potențial grav amenințând uneori chiar viața acestuia. Aceste infecții apar mai ales în timpul iernii și în primele luni ale primăverii, fiind mai frecvente la copiii cu vârste sub 2 ani, incidența maximă fiind la vârsta de 6 luni. De ce copiii expuși la același virus pot avea reacții diferite? Unul dintre motive poate fi imunitatea scăzută, ce reprezintă un lanț complex de reacții de apărare a întregului organism. Fiecare copil se naște cu o imunitate transmisă de la mamă. Ulterior, începe să-și construiască propria imunitate prin expunerea la microbii din mediu sau prin intermediul vaccinărilor disponibile. Din fericire, eu zic că, și nu numai eu, cărțile spun, că un procent de 90% din bolile respiratorii din această perioadă sunt virale. Și asta este un lucru bun pentru că sunt forme mai ușoare de boală. O boală bacteriană este o boală mai severă, serioasă. Și se manifestă prin rinoree, adică îți curge nasul, de regulă apos, strănut, tuse. La început o tuse seacă neproductive care în timp evoluează și devine productivă. Pot să apară și dureri la nivelul faringelui. Starea generală de obicei se menține bună și febra poate să apară sau poate să nu apară. Pentru a-i feri pe cei mici de apariția acestor afecțiuni tot mai frecvente în această perioadă din cauza schimbărilor bruște de temperatură, părinții trebuie să respecte câteva reguli minimale. Cred că socializarea aceasta care este dusă acum, nu știu, la extrem, nu știu dacă asta este explicația, poate că da, poate că nu. Faptul că copiii sunt plimbați, scoși la aer în orice condiții, eu nu zic, este foarte important, dar trebuie să discernem dacă este momentul să scoatem copilul afară, să-l ducem într-o societate de copii, la onomastice sau, știu, la locuri de joacă, în momentul în care știm că sunt epidemii de viroză. Mai multe amănunte despre acest subiect și despre cum să vă mențineți copilul sănătos la începutul acestei primăveri aflați mâine în cadrul emisiunii Sănătate și Frumusețe de la ora 17:30. Să urmărim acum grupajul de știri pe scurt. În aceea zi în care 3 femei din Hunedoara au dejucat planurile scrocilor specializați în metoda accidentul, părând că populația a înțeles înșelătoria, un caz din municipiul Deva demonstrează că, în ciuda mediatizării unui număr însemnat de cazuri, oamenii cad în continuare în plasa infractorilor. Este vorba de această dată despre o femeie de 75 de ani din Deva, care a sesizat miercuri poliția cu privire la faptul că în urmă cu o zi, în jurul orei 12 a fost înșelată de persoane necunoscute prin metoda accidentul cu suma de 30.000 de lei. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune și desfășoară activități în vederea identificării prezumtivului autor și a recuperării prejudiciului. Pentru a nu deveni victime ale infracțiunii de înșelăciune, polițiștii vă recomandă să verificați dacă ruda respectivă este într-adevăr rănită sau a fost implicată într-un accident rutier. În acest sens,
cereți date despre unitatea medicală, de poliție sau parchet unde s-ar afla ruda implicată și sunați pentru confirmare. Trebuie reținut faptul că nici polițiștii, nici procurorii nu rețin telefoanele mobile ale celor implicați într-un accident rutier. Hunedorenii sunt invitați la un târg dedicat mărțișoarelor. Evenimentul este organizat în Piața Unirii din Deva în perioada 26 februarie-8 martie 2015, fiind la prima ediție. Târgul de mărțișor va reuni artiști handmade care vor oferi spre vânzare mărțișoare și cadouri speciale. De asemenea, vor fi și standuri unde se vor comercializa flori naturale. La standurile puse la dispoziție de primărie vor expune și elevii Liceului de Arte Plastice Sigismund Toduță din Deva. Membrii Asociației Handicapaților Neuromotori din județul Hunedoara, ai Asociației Langdon Down 2000 Deva și voluntarii Crucii Roșii, filiala județului Hunedoara. Târgul va fi deschis zilnic de la ora 10 și până la lăsarea serii. Cine n-are carte, n-are parte de permis de conducere. O nouă lege le-ar putea interzice celor care nu au absolvit 8 clase și care nu știu să scrie și să citească să dea examenul auto. Ei ar trebui să prezinte o adeverință că au absolvit 8 clase. În prezent, codul rutier nu specifică un nivel minim de studii pentru obținerea permisului de conducere. Un candidat trebuie doar să facă dovada că a urmat cursurile unei școli de șoferi autorizate, că a luat lecții de condus de la un instructor autorizat și că este apt din punct de vedere medical să conducă pe drumurile publice pentru a putea fi examinat în vederea obținerii permisului de conducere. Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății plasează România printre țările europene cu un număr mare de decese cauzate de accidentele care au loc pe drumurile publice. 11,1% de mii de locuitori, procent care plasează România înainte de Ungaria și Bulgaria. Rămâneți alături de noi, revenim după o scurtă pauză de publicitate cu știrile din sport. Continuăm jurnalul cu știrile din sport. Echipa de fotbal în sala Auto Bergamo Deva va da în sferturile de finală ale Cupei României peste echipa secundă a City a Târgu Mureș, unul dintre cei mai accesibili adversari. Futsaliștii de la Auto Bergamo Deva se pot pregăti pentru Final Four-ul Cupei României, turneu care în acest an ar putea fi găzduit de Sala Sporturilor. În sferturile de finală, Auto Bergamo Deva va înfrunta liderul Ligii Secunde City AS 2 Târgu Mureș, echipa a doua a vicecampioanei din 2014, așa s-a stabilit la tragerea la sorți care a avut loc ieri la Casa Fotbalului din București. Partida se va disputa pe terenul Târg Mureșenilor la finalul lunii viitoare. În optimi, Auto Bergamo Deva a trecut cu scorul de 9-2 de Clujana Cluj-Napoca. În celelalte trei jocuri se vor confrunta City AS Târgu Mureș, United Galați, Ceahlăul Piatra Neamț FK Odorheiul Secuiesc și muncitorul Reșița KSE Târgu Secuiesc. În acest sezon, Federația Română de Fotbal a schimbat sistemul de disputare a ultimei faze a Cupei României. Astfel, cele patru echipe care se vor califica în semifinale se vor înfrunta în cadrul unui turneu Final Four. Astfel, semifinalele și finalele vor avea loc într-o singură locație în două zile diferite. Printre orașele candidate pentru a găzdui turneul final se numără și Deva. Ce rezultat a obținut în penultimul meci amical din pauza competițională echipa de fotbal FC Hunedoara și care este evenimentul sportiv al anului în Valea Jiului, aflați din grupajul de știri pe scurt. Echipa de fotbal FC Hunedoara a mai bifat un succes în meciurile de pregătire de dinaintea startului returului, învingând cu scorul de 2-0 pe Industria Galda de Jos din Alba. Cele două reușite ale hunedorenilor au fost marcate de juniorii Darius Grigore și Bogdan Gheară. A fost al 8-lea joc test susținut în intersezon de FC Hunedoara. Săptămâna aceasta, hunedorenii mai au planificat un meci de verificare în compania vecinilor de la CNS Cetate Deva. Partida va avea loc sâmbătă de la ora 11, tot pe terenul 2 din cadrul complexului Michael Klein și va fi ultima din această perioadă alb-albaștrii urmând să intre pe ultima sută de metri cu pregătirea, înaintea primei etapei a returului de campionat, programată pentru sâmbătă 7 martie, acasă împotriva celor de la Minerul Motru. Peste 200 de sportivi, dintre care 20 de medaliați la întrecerile internaționale, se vor duela pentru titlurile de campioni ai României și un loc la competițiile europene și mondiale ale anului la Campionatul Național de Taekwondo, care va avea loc la Petroșani la finalul săptămânii. Organizat de Clubul Pantera Neagră din Petroșani, cu sprijinul Federației Române de Taekwondo și a autorității locale, campionatul va fi găzduit de sala de sport a Colegiului Economic Hermes din Petroșani și reprezintă cel mai important eveniment sportiv al anului în Valea Jiului.
În paralel cu campionatul național, care este rezervat juniorilor și seniorilor, în ultima zi de concurs va avea loc și Cupa Văijiului, o competiție care se adresează copiilor până la 14 ani. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc sâmbătă 28 februarie de la ora 15, iar concursul propriu-zis va începe seara la ora 20. Intrarea spectatorilor va fi liberă. Organizatorii au anunțat că la festivitatea de deschidere vor avea loc câteva demonstrații și vor fi prezente și unele grupuri de majorete și dansuri. Se pare că iarna nu vrea să ne părăsească, având în vedere că vremea continuă să se răcească, mai ales în timpul nopții, când revin și ninsorile. Dar mai multe informații aflăm chiar acum din rubrica Meteo. Meteorologii nu vin cu vești foarte bune pentru această noapte, când sunt anunțate averse sub formă de ploaie și ninsoare. În plus, după aproape o săptămână în care temperaturile s-au menținut peste limita înghețului, valorile termice scad din nou până la minus 2 grade în localitățile din Valea Jiului. 0 grade Celsius se vor înregistra la noapte în Hațeg, 1 grad va fi la Orăștie și Giurgiu, iar în Hunedoara, Brad, Simeria și Călan, termometrele vor indica 2 grade Celsius. Mâine temperaturile mai cresc puțin, însă vremea se menține mai mult închisă și mohorâtă. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în Petroșani, Petrila și Uricani, unde mercurul din termometre nu va depăși pragul de 9 grade Celsius. În Orăștie și Giurgiu se vor înregistra 11 grade Celsius, 12 grade vor fi în Hațeg și Brad, iar în Hunedoara, Simeria și Călan, maximele se vor încadra în jurul valorii de 13 grade Celsius. Și în Deva, la noapte, vor fi precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma treptat în ninsoare. Minima nopții va fi de 2 grade Celsius. Mâine, cerul va fi mai mult acoperit cu nori și se vor înregistra temperaturi de 13 grade Celsius. Aici încheiem jurnalul de astăzi. Rămâneți în continuare alături de noi, pentru că urmează rubrica Locuri de muncă vacante în județul Hunedoara. De la ora 19, Mircea Mihuleț vă așteaptă la emisiunea Punctul de Vedere. Invitat Joachim Lazar, istoric. Eu vă mulțumesc pentru atenție, o seară excelentă tuturor, la revedere!